Astăzi, 8 iulie, s-a desfășurat a treia probă scrisă din cadrul etapei speciale a examenului național de bacalaureat. Trei candidați s-au înscris și au fost prezenți la proba la alegere a profilului și specializării. Nu au fost incidente, totul s-a desfășurat conform metodologiei. Primele rezultate vor fi afișate vineri, 10 iulie, până la ora 12. Conform noilor norme, Ministerul Educației și Cercetării va publica rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale prin anonimizarea numelui și a prenumelui. Contestațiile pot fi depuse în ziua de 10 iulie, în intervalul orar 14-19. Acestea pot fi depuse, transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun, transmit prin mijloace electronice și o declarație tip, în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația tip este semnată și de către părinții reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate duminică 12 iulie.